Vameșul revine încă o dată, vă fac cu mâna așa cum face și polițistul. A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai jucat, v-a fost puțin dor. Comrade, I hope you slept well. Capitolul 6, pardon, război. Continuă războiul, a început ceva la graniță și avem multe foițe aici, trebuie să le citesc puțin să vedem despre ce e vorba, că ați uitat și voi. Din cauza războiului vor veni mulți imigranți, precum este acela. Bine, de fapt încă nu știm. Din cauza problemei cu imigranții, guvernul permite asylum, azil, să primească oamenii în azil, nu-mi dau seama, cetățenilor din Al-Barak. Ok, care pot să treacă granița dacă au un permis valid de intrare și motivul pentru intrare să fie azil. Ok, hai să-l primim pe primul domnișor. Ok, și avem un felul următor. Listă cu bunuri din mașină. Trebuie să verificăm dacă mașina e în stare tehnică. Trebuie să verificăm documentul de înregistrare al mașinii, cred. Nu știu dacă au adăugat sau nu un buton de zoom, exact ca pe Minecraft sau pe cam Summer Car. Dacă mai știți, forge documents, dacă documentele sunt așa. Bă, o să fie greșit, o să fie greu, s-ar putea să greșesc câteva. Pentru că e foarte dificil jocul, adică avem o groază de chestii. Bun, prima oară trebuie să ținem cont de următoarele chestii. Vârstă 49 de ani. Pe aproape. Avem 6VO la număr. VHC1122KS. Deja e greșit numărul de matriculare. Ok, avem registration number greșit. Ok, mașina trebuie să fie neagră și să aibă pașaportul fake. Bun, la pașaport fake era o culoare pe undeva, dar nu-mi dau seama unde. Mă rog, stai un pic, hai să ne uităm. Dacă e numele în regulă, are 2 tone și 30 de kile. E în regulă care sub... mașina ne zice că este Zaved, care nu este. Deci ceva e în regulă cu nenea asta. Something is wrong. Am lista deja deschisă. Vehicle type e greșit. Bun, e din Al-Barak. Trebuie să prezinte permis de intrare cu nume valid. Mamă, le are pe toate. Ok, 15 noiembrie 1980 este expirat. Ok, și e în vizită. Deci ăsta clar nu putea să intre din cauza la entry regulation. Trebuia să aibă asylum jos de tot ca să poată să intre. Cară, o bucată de săpun și 6 de-astea așa. Bun, nu are cum să aibă 6 niciodată, că nu încap în mașină, cred. Este puțin să vedem. Ba da, bă, un căput. Excuse me, sir, how long is the nu știu ce? Brodere, fără comentarii, că e ceva neregulă aici la tine. Ok, 26 aprilie, expirat și aici. Bun, starea tehnică. Ne prezentăm bine pe față. Nu o să aibă contrabandă la el, pentru că nu e criminal. Ne prezentăm ok pe spate. Cel puțin așa cred. Mă, mașina e în regulă. Deci n-are treabă. Nu-mi dau seama ce mai are greșit. Problema e că la... stai așa să-mi aduc aminte unde dădeam eu. La Al-Barak, în spate, ăsta e valid nu știu ce. Eu nu văd culoarea aia unde era. Trebuia să fie pe undeva pe aici parcă. Sau, uite, emblema e bună că îmi pleacă vocea. Da, nu-mi dau seama. Ok. Inspection is finished, denied. Nu m-am uitat la poza dacă e bună, dar era bună. Hai să vedem ce am greșit, practic. Ne zice dânsul imediat. Bun, ăsta nu cred că o să fie niciodată de contrabandă. Să fie el fake sau... să care contrabandă, nu știu exact facecam unde trebuie. Perfect inspection. Mamă! Revenim cu un perfect. Perfect. Bun, take it, but I need it back. Are nevoie de el înapoi. Războiul la graniță. Ok. Tu, în primul rând, ești din Al-Barak? Nu. Ăsta nu e imigrant. Deci e în regulă. Hai să ne uităm puțin la... stai să dăm aici la zone. Din ce zone ești tu? United Rally. Rally. Ok. Emblema... te-am prins, statist. Din prima l-am prins, ați înțeles? Boom! Vameșul revine în putere. Zaur Nurmela,
Ok, vreau să văd un abonat în comentarii cu numele Zaur Nurmela. Cum ar fi? 990 de kilograme. Ok. Ai 49 de ani? Asta e întrebarea. 33. Băi, ești bine. Nu știu de ce e cu albastru. Cred că... A, e altă zonă. Bun, hai să nu sărim peste tot. Lece X3408JW. Mhm. Da, ești bine. Micros 26D, 100% e mașina aia. Că deja o știu, pe de rost are și aceeași culoare. Zici că e identică. Bun. Numele e în regulă. Hai să verificăm aici. Zaur Nurmula. Ok. Bă, azi nu știu ce se întâmplă cu ăștia, dar e nebunie. 20 mai e bine. 28 martie 1981 este expirat. Ok. La muncă nu e bine. Nu-mi dau seama unde e culoarea aia de pe pașaport, de trebuie să o găsesc. În fine. Poate culoarea aia apare doar când e fake? Puneam mouse așa și îmi dădea o culoare, mă rog. Micros și așa am verificat. Numele l-am verificat. Doi să pun, doi nu știu ce. În cap aici, mă? Păi, what? A, în cap, mă, vărule. Nu cred că are contrabandă la el. Verific și eu puțin pe aici, dacă tu te-ai dat jos, că nu mai știu să vorbește. Da, ok. Suntem în regulă, suntem în regulă. Oricum trebuie să fii foarte aproape. Șole! What? Ce mă? Ăsta e criminal? 6V-ul nu are la număr. Mașina nu e neagră, nu are 49 de ani. Și n-are pașaportul fake, sau? A, ba... Băi, dacă are emblema, înseamnă că are pașaportul fake? Nu știu ce m-am gândit, că la pașaport fake se referă la culoarea aia. Makes sense. Bun, domnule, știu că vine războiul, dar tu chiar rămâi la noi în țară, dacă îți vine să crezi. Ești arestat. Siemrahove! Ești arestat, cap de mustață. O, oh, ți-am adus un prieten nou. Deja că ați văzut în episodul anterior, dar am mărit pușcăria și l-am pus pe ăsta aici pe Garcia să stea cu ei. Ăla zice, abia aștept să lucrez la... să sparg pietre acolo, bun. Da, am găsit aici, surprinzător, nu știu cu ce se distruge chestia asta. 0, și trebuie să apăs, mă, 7, 6. Siemrahove. Nu știu... Nu e în cauciuc, aia e problema. Aba, da. În cauciuc era? Și ce, credeam că de se sparg aia. Păi ești nebun, este să mec. Odată să știți că era și în bar, în interiorul bării. Păi și m-am chinuit să analizez toate alea, dacă vedeam din prima. Bă, uite, ăsta a zis că e un bag aici, nu știu ce a zis că e unul alb, unul roșu. Păi ești nebun. Da, mă, nu știu unde e. Chiar nu-mi dau seama. Mai are pe undeva, oricum. Ce mă, emblema aia? Să vorbesc cu ăla. Bun, hai să îi curețe mașina să vedem ce zice. Covariș. Deci, mai avea. La motor. Metal box. La motor, a, avea în bagaj, mă. Trunk bottom. Bă, un lucru l-am făcut greșit la seria asta. Nu am găsit contrabanda în locurile bune. Adică nu știu exact unde e. Am uitat să-i verific bagajul. Și contrabanda e bună pentru că o vindem ca lumea. A, e ok, mă rog. Ăsta are mașina neagră. Bună ziua, sunteți arestat. De ce aveți mașina neagră? I mean... It is what it is, brother. Welcome. Sau să zicem în felul următor. Siemrahove. Asta vreau să scrieți în comentarii. Siemrahove. Arestat din prima. Nu-ți dai seama? Sunt mega vameși. Ai venit cu mașina? Prrr, documentele. Te dai jos? La mâini la spate, gata, pușcărie. Zici că e pușcărie simulator. Asta a venit și a intrat la pușcărie. Direct. N-am verificat nimic. Instantaneu. Îți dai seama și să fii gândit, bă, poate mă prinde, poate nu mă prinde. Hai că mă prefac așa că e tot ok. Bine, mă, hai, runda 2. Dacă nu verifici, toate butoaiele se le iau. O, frate.
unde ascunde omulețul ăla? Contrabanda de eu n-o găsesc. Ok, o dată aici, da? Jerry Sinon's Girl Murder Requires, nu știu ce. Interview, intervention, mission, 1400. Ești nebun, eram la treabă aici, la Hans Jonathan. Vezi câte glonțe am în stânga sus, doar 864. Bă, nu cred că mai au duba asta, că zice că e intervenție. Adică scoate și noi Zavedu, și ce zic? Duba aia mare e așa, la șto, start engine, cum s-ar zice la mine la țară. Bun, avem o intervenție specială, domnilor și doamnelor. Nu-mi dau seama exact ce se întâmplă, dar noi nu suntem doar vameși, sunt și polițiști de rutieră, de ce sunt de... Păi, what is the... Pe unde e, mă? Aia, la Old Ruin aici. Ho, bă, să mă dau jos! Stai un pic că trebuie să opresc, că... Fraților, să se referăm om. O să se spawneze din nou, frățiorii. Gata, mă, ho, calma. Calma-te, ombre. Mă, o duce glonțul până acolo? Ok. Stai puțin să vedem. Cu lopata? Ah, doar dai E, ok. Bun, trebuie să căutăm gropile astea în pământ. Asta e tare. În caz că n-avem. Deci aici nu e. Venea să dau râs, să încarc lopata. Pistoleto blindato. Agheo militaro. Gata, mă, hom. Homo frățic. Îmi place că vine așa câte trei, nu vin prea mulți. Zic că asta e. Vine, mă! Enemies left, 3. Boing. 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 Gata, GG, $1400. Destul de multicel și n-am cheltuit super multe glanțe. S-au mai făcut update-uri la joc. Degete încrucișate, cum s-ar zice în engleză. Pentru că poate au reparat și bug-ul nostru. De mă teleporta pe mine din mașină. E că am plecat parbrizul. Dar îl avem pe frățiorul aici de față. Hen, privet, druzia, du-și tu mașina aia acolo și repar-o dacă vrei, $50. Orice are mașina, $50. Dacă nu mai are motor, 50. Roata spartă, $50. Asta îmi place. Harishu. Da, stai că mă ușesc să mă culc. Stai așa că am uitat mămistruțul aici, știi ce zic? Uite, mă urcă pe capotă. Bun, bun, bun. Da. Ia vezi el tătis, dar nu știu. Ar trebui să-ți indice cumva ce unealtă să folosești. Și are pe interiorul bării, dacă vedeți. Dacă zic bine, nu știu. There is no free space. Bă, mă lași. Avem și la motoriști, că mă gândesc că nu e mai mult de una. Ia să vedem noi pe aici. N-are, mă. De ce să vă mint? Nu are. Dar fac pariu că mai găsesc eu un loc. Era ascuns și l-am uitat. 100% realizez după. N-a între castraveți. Trebuie să mergem și la frățiorul să luăm unelte. N-avea mai multe butoaie? Avea doar două? Ok. Bă, chiar nu știu. Adică nu îmi dau seama unde ar putea să mai fie. Hai că ne zice ăsta aia. Curățăși tu mașina. Ah, vă duro. Plac replicile din joc. Nu uitați și voi de un like dacă vă mai uitați la episod și vă readuc aminte. A fost perfect, bă! A fost perfect, mișto, mișto. Și vă readuc aminte, aveți GD în descriere, jocuri mai ieftine, GFL, codul RAF 12% reducere. Dacă vă interesează, aruncați un ochișor. Nu știu dacă mai e pe GFL aroma aia de măra crișor, că era top, rău de tot aroma. Ăsta e mașina neagră, dar nu mai a dispărut ăla. N-a dispărut! Atunci ce avea ăla de la mare statiu? Deci eu l-am arestat pe motiv că avea mașina neagră, dar era altceva. Ce mai era? Avea... Cred că ăla avea 39 de ani sau 40 și știa cât era, nu mai știu. Ok. 49? În fine. Bun.
Te dai afară de mașină că ești căutat pentru că ai mașină neagră. Am zis-o. Am zis-o, băieți. Pare rău. Nu știu ce se întâmplă. Zici că au trimis ăștia toți traficanții, toți. Mamă, câta pană ai, vărul. Cum era să... Îi pun asta la mașina lui și să zic, ia unde ce-am găsit la tine aici. Cred că se mai practic în viața reală de astea, sau? Ok. Nu știu că nu mă pricep. Bă, pare că ești culat, curat ca lacrima. Ați mai auzit expresia asta? Deși ai mașina neagră și ești un potențial suspect sus. Asta n-are bară deloc. Bă, n-am bă ce să-ți fac. Ok. Treci la loc în mașină. Ok, ok. Ia să verificăm noi rapid de tot. Curat ca lacrima. Mă mirea mi-o să trimită 3 unul după altul. Bun. Documents. Ok. Luggage 5. E bine, începem cu asta că e destul de ușor. Nu e cam poză, deci deja nu mai intri niciodată. Bun. XED9541IV. Ok. 9541IV. Numele e în regulă. 990 de kg, nu cred că mai avem cum să știm, nu? Hai că îl mai măsurăm o dată dacă nu uit. Micros e bine. O să ne uităm la Al Barah. Emblema e ok. Nu mai știu unde era culoarea aia în caz că are pașaportul fake. Dar nu poate să intre pe motiv de entry regulation pentru că e din Al Barah, dar nu are asylum aici jos. Deci nu o să poată să intre. Numele e greșit. Codul este în regulă. 2 iulie 1981. E ok. Da. Bă, sincer, s-a cam făcut noapte și nu prea-mi place chestia asta. Hai să îți trimitem astea la loc în mașină. Și nu-l lăsăm să intre, că n-are de ce. Deși nu știu dacă e criminal. Deci chiar nu îmi dau seama dacă e criminal sau nu. Bun, am zis că îi fac greutatea. Da, e ok. E ok. Nu, are un geam spart, parcă. Sau nu era ăsta cu geamul spart? Ba da. Stai un pic să facem și aici. Broken window. N-are bumper nici față, nici spate. Deci, missing bumpers 2. Are un flat tire. Yes. Are două broken windows. Dă-o seama care e spart, care nu. Da, mă rog. Hai, lasă-ne. Da, mal, da. Hai că mai avem unul, s-a lăsat noapte, ești nebun. N-avem și noi lumină pe nocturn aici ceva. Că dă urât pe episod noaptea. Hai să ne trești. De-i Dara. Ia stai să vedem. Papers background, cargo list. What? Se putea la cargo list să fie fake? Mamă, nu știam asta. Papers background, cargo list. Ce, mă? Are you serious right now? Așa verificăm. What? Băi, ești proști? Cred că ne upgradăm casa. Să-mi bag piciorul, că ne trebuie bara de aia multă. Ok. UUT3618XC. 3618XC. Ok, ok. De ce scoate caprele? Adică pot să aibă contrabandă? Nu, suntem bine, suntem bine. 3 capre, ok. Dă-le retur. Bagă-le la loc acolo la ele în căsuță. Bun. 3700, bun. 4240Z53, cred că e bine. Dacă zic corect, da. Da, e mașina. Bun. Dogan îl cheamă.
Deci ăsta e bine, vehicle card-ul e ok. Numele e în regulă. 21 mai 1981 e bine. 33 de ani. Deci trebuie să aibă mașina neagră sau 6V la număr. Nu a avut 6V. Nu are. Bun. Asylum e din Alba Rah. Vrea să intre și cred că îl lăsăm, sincer. Deci cred că îl lăsăm, boys. Cred că îl lăsăm. Arată ca în poză. Da, chiar arată ca în poză. N-am ce să-i zic. Emblema e bună. Chiar nu am ce să-i reproșez. Bă, o să zic eu ție ce vreau. Ești în regulă, tătis. Nu știu, pare că ești ok. Măcar unul să intre pe ziua de azi. Uite, ai geamul spart? N-are mirrors. Ok, 2 missing mirrors. What? Cine bă tot apăsam și se punea? Ai un broken light. Missing bumper. Da. Ok. Ești approved. Cred că e în regulă. Ia să-l vedem. Capra. Perfect. Squeaky clean. Get some rest. Hai că upgradăm casa mâine, dacă mai putem să o upgradăm. Încă o zi de succes, doamnelor și doamnelor. E bine. Câți bani mai avem? Vedem în dreapta sus. 2700. Another busy day. Ok. Niet problem. Trebuie să-i duc pe ea la pușcărie, dar e mai lasă acolo. Nu mai putem să upgradăm casa. Bă, mi-am upgradat oamenii. Ca lumea, gen. Păi ăsta nici nu știam că există măcar. Toată lumea e upgradată la maxim. Unde e ăla din turn? Că eu nu l-am văzut în viața mea. Ăla de acolo? Mamă, dacă ne mai atacă ăștia vreodată, toată lumea e încărcată la maxim. Bun. E aceeași chestie, nu s-a schimbat nimic. Ne continuăm treaba. Îl căutăm pe ăla cu 6V, cred că e. La număr și mașină neagră. Haide. Ai mașină neagră, dar ai cu stripuri albe. Ok. Clasic. Bă, îmi pare rău să te anunț. N-ai cum să scapi. Și vă explic și de ce. Ce face bă ăla? Merge când eu am pornit sirena. Nu poate să scape, deși are microsul ăla sau ce are el. Mașina noastră e upgradată la maxim. Și spre ghinionul lui, aveam și mașina echipată. Da, adică aveam mașina teleportată deja, că puteam să am dubă aia mare. Și dura un pic până-mi schimba mașina. Salut, Druzia. Da. Nieta. Ai încercat. Asta chiar cred că avea contrabandă la el. Sau there's a newcomer. Da. Bun. Dă-mi o secundă. O secundică. Da, chiar avea contrabandă la el ăsta. Da. Problema e că nu mai... ok, și ceva? Stai să mutăm puțin mașina. Escape or defeat enemies. The fuck? What? Cine mă atacă, mă? Ăștia, Sienrahove. Ok. N-aveți tare, mă, fraților. Au venit să-l salveze pe ăla sau ce? What?
Stai mă un pic, că n-am terminat jobul aici. Trebuie să mă duc să-mi iau niște uneltuțe, cred. Ok. Ok. Avea ca lumea asta, mă, ce ai, nu scăpa niciodată. La ălea n-am ce să le fac, deci dacă are contrabandă... Da, lăsăm așa, nu pot să dau alea jos. Sunt curios ce se întâmplă dacă schimb mașina. Nici nu știu măcar. Ok. M-am dus pe frățior. Îl trimitem la loc. You are free to go, transfer to prison. Ok. Yes, sir. Cred că ce o să fac? O să teleportez contrabanda în storage. Sau nu merge? Ah, nu merge, mă. Sau? Păi dacă schimb mașina, îmi rămâne contrabanda? Păi ești nebun, mă, sună. Un moment, nu-mi dați, mă. Go to deliver camp urgently, report to Sergeant Borkov. Our lines may be tapped, ascultă și la telefon. Adu-o armă cu tine. Băieții, trebuie să așteptați că e zi grea azi. Azi e zi grea. Mi-a fugit unul la famă. Mă cheamă ăștia. Nu pot să-mi fac job-ul. Dacă tot mă duc la labor camp, de ce să nu-i iau pe frații cu mine? Pe prietenii mei. Ia că am ajuns. Să-i lăsăm și pe ai noștri. Bă, zic că pot să-i las. Oh my god. Ar trebui să oprească, mă, aia când te dai jos. Mă, no prisoners to transfer. E jale. N-am prizonieri și ăștia din spate ce fac? Mă rog, hai să vedem misiunea. Oamenii vor veni pentru mine. Ești deja mort. Ce se întâmplă? Tac tu așa. Au, o să am nevoie de glonțe multe. Ok, ok, ok. Însă știi, aici azi noapte Boris... himself fell into our hands. Его брать в отчитая освободничкано. Это можно ще лишь на чето месте. Гурка, мы мадре погрештает бедло. Лау ареста по уну ши ворсал салвезе криминали. Аж вы брать эту машину. Заклутник, эстио, инсидия, аж магазин. Это вы, пошло... А, врасал трансфер по эста. Мы мадре готов ач всем. О, с трансфер он криминал. А, е GTA 5 миссион. What? Păi stai, nu-l transferăm acum sau ăla e în față? Sau mergem să-l luăm? Cover the... pardon, cover for prisoner transport. Ok, ok. Deci au arestat pe cineva important și criminalii vor să le elibereze. Nici nu stau deschise. Să apeși E non-stop, what? E cine a venit cu ideea asta? Trebuie să fie concediat. A, eu pot să mă mișc, mă! Ok, ok. Ăla n-are ce să ne facă. Deci dacă îmi pun șoferul ăla se oprește. Aia trag cam degeaba. Au luat foc. Omul ăla laș. Mamă, câte gloanțe a încasat ăla. Ăsta conduce fără treabă. Opa. Marisu, odei tarivniaț mașină. Don't try any tricks. Confront the rebels.
Am împușcat șoferul. What? Mă gândeam că-s băieții râși, să nu fac afaceri cu ei? Este important pentru operațiunea noastră, prizonierul tău. Eliberează-l dacă vrei să salvezi viața. Nu. Zic că nu trebuie să refac misiunea. Handing over the prisoner, you take advantage of the confusion and the... Ah, ok. I-am păcălit, i-am luat repede pistola, i-am bam 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 bam, dar eu îmi pușcasem dinainte. Luați prin surprindere, rebelii au căzut pe asfalt. Ok. A fost nasol că trebuie să refac misiunea, dar, mă rog. It is what it is. Întrebare în felul următor. Prizonierii mei, unde sunt? Aute-i. Aute-i și pai mei. Stați acolo că vă duc după. Nu m-a lăsat să-i duc la... Deși eram deja acolo, am zis că fac și eu două chestii deodată. Un pic dezamăgit, da, mă rog. O, mai zicem nimic? Siem Rahove. Hai să-i dăm așa un mini speedrun, deci... Ăla cu mașina negra a dispărut. Mai e doar ăsta cu 6V ăla număr. Ăsta, ok. Bun. 1580, la 4x4 cred că e mașina. Ok, CSQ 0745F. 0745F. Varila 4x4, da? Hai să vezi și verificăm. Da, e ok. După faruri îmi dau seama. Bun. Ești din Acaristan. Aici e bine. Numele e bine. 14 iunie e bine. 16 mai e bine. 7 luggage. Am căput așa mult în spate acolo? Să-l dau jos, n-am ce să fac. O, cel mai probabil nu are contrabandă. Ok. Ștampila e în regulă, dar e într-o parte, sau? Da, e în regulă. N-am ce să-ți mai zic. Tehnic, mașina e ok. Da. Te lăsăm să intri. Ia să vedem, era bine sau nu? În sfârșit. Ce avea la el? Contrabandă, bombe. Perfect inspection. Ok, ăsta are missing bodywork. Bun, bun, bun. Inspect așa. Unde e mă ăla? Missing defected bodywork. Da, chestiuța asta. Missing bumper o dată. Trebuie să văd dacă are 6V la număr. MYJ246 0MJ. E în regulă. Ok. Bun, arată cam poză, da? E din Al-Barah. Stai să vedem. Așa. Verificăm și noi. De test. Ștampila e ok, bun. MYJ ăsta l-am verificat, 2 tone 30 e în regulă. Azam 72, nu cred că e mașina asta. Ba da, bă. Asta e. Nu cred că are contrabandă. E bine. 14 februarie nu e bine. Deci nu mai intră. Ok, turism. Erai pe aproape, dar ai eșuat. Păi nu scria că are toalete. Ba da, scria că are două, dar el are trei. Ok.
Bun. Stai să le numărăm. There you go. Maduro. Perfect. Bun, păi. Avem cargo listul, nu e bine. Ăla așa, ai missing bumper-ul, mai verificăm o dată. Să fim siguri. Da, nu are contrabandă la el. Denied. Avea 3 toalete în loc de 2. Mamă, hai că avem multe mașini. Mai rămas ăștia, ăsta, pardon, cu 6 V. Nu e el. Același defected bodywork. Ce nu era bine. Entry regulation, nu știu de ce. Și flat tire. N-am văzut flat tire-ul ăla, deși m-am uitat de mai multe ori. Chiar nu l-am văzut. Ok. Defected bodywork o dată. Două cu un flat tire. Geamuri sparte nu avem. Da, e ok. Bun. Hai să ne uităm în Albarach repede. 6 V nu are la număr, am zis. Ok. Numele e bine. Ștampila e ok. XIH 7731TH. E bine, Zaved 1000 așa. Bă, nu știu dacă e Zaved. Da. Sau? Da, dar e combi. E varianta B. De-aia m-a indus puțin în eroare. Pardon. Ok. 28 august 1981 e în regulă. Noiembrie e în regulă. Asylum e în regulă. Bun. Aici e bine. Are cafea la el omul. Ok. N-are contrabandă. Da. Nea, nu cred că are. Cred că e clean, nenea. Bun, lista e 3 cafea, 5 de-astea e ok. Bă, pare în regulă, n-am ce să-i zic. Chiar nu am ce să-i zic. Da. Deci, te lăsăm să intri în țară, eu așa zic. Sau avea ele expirate? Băi, am uitat. Oh my god, zic că nu m-am grăbit ce am uitat alea că le avea expirate. Hopa. Ba nu, mă, era ălălalt. Bă, nu mai știu, bă, mă încurc. Îmi joacă mintea. Feste, cum se zice? Fente. Hai că mai știu limba română. Mă gândesc la mai multe lucruri deodată. Zic că ai porci în spate. N-are, bă. Mă, arăs cam poză, dar nu știu ce să zic. Te-ai vopsit, sa? Are altă culoare la păr. Habar n-am, eu nu mă risc. Deși arată cam la fel, are altă culoare la păr. E vopsit. Nu știu dacă am voie să-l las sau nu. Habar n-am. Zagre 53. Eu zic că e bine. Da, e în regulă. 4 tone, vezi că ai ceva în spate acolo. Bun. Vehicle weight ești trecut de limită. WND 567. Asta e criminalul, boys. E criminalul, bă. E criminalul, oh my god. Atayo, siem rahove. Da, mă, e criminalul. Te trimitem și pe tine la mașină oricum. Stai să vedem inventarul, că tot apăs tab. Trebuie să analizăm puțin pe aici. Are mulți saci, frățiorul. De-aia avea trecută...
limita aia. Nu văd nimic foarte sus. Ok. Nu-mi dau seama exact pe unde mai poate să ascundă. De obicei pe sub mașină. Cum era să fie aici? Bun. Mere. Bă, surprinzător. Are un pic de coca, dar... ăstea sunt clean. A băgat doar într-unul, știi, ca să fie așa la păcăleală. Da. E în regulă. Hai să vedem unde mai avea ascunse, că mai avea 100%. Unde mai avea? Air filter under the dashboard. Filtru de aer la motor, nu? Dar parcă ne-am uitat la motor, înseamnă că trebuia să mă uit mai bine? Under the dashboard, la tălpi, doamne, la pedale sau unde? Bă, nu știu. Fiți atenți, trebuie să ne cumpărăm din nou toate uneltele alea. Hai să facem o tură rapidă, să ducem și contrabanda. Deci, ca să nu ne mai chinuim așa tare. Le trimitem la mașinuță. Labor camp și după aia police base. Asta e un drum lunguieț. Ia să vedem. Cât luăm? 800? Nu ne-a mai teleportat, deci cred că au rezolvat. 1220. Bine rău, gen. Putem să întoarcem pe aici? Parcă da. Bă, ăsta e un joc care a fost așa un joc de ăsta indie, nu știu cum să-l numesc, dar care a avut mega succes, gen chiar a fost surprinzător de bun. Deci surprinzător ăsta chiar a fost un joc bun. Știți că sunt multe jocuri, nu știu, indie, adică făcute așa de studiouri mai mici, care, bă, mai greu să dai lovitura. Dar eu cred că cu jocul ăsta e chiar a dat lovitura. La o parte. Iar mi-a plecat vocea. Oh, well. Se pare că am cobit. Nu s-a rezolvat bagul. Hai să vedem și noi cât luăm de aici. 700, nu e rău. Nu e rău, deși am cam ratat ceva contrabandă, știi, în anumite locuri. Mă gândeam cum ar fi să porteze jocul pe console, că nu cred că există încă. Cred că e făcut doar pentru calculator. Cum se văd munții în față. Welcome back, welcome back. Ne băgăm la nenică. Și o nouă zi de succes. Bam. Ziua 26. The attack in parliament. Sunt momente triste. Un atac cu bombă în parlament. Și că apare cineva la graniță, nu știu. Mamă, criminali, nouți. Atac terorist. Serviciile noastre, așa. De fapt, stai puțin să-l las pe ăla să intre. Cât citesc aici. Așa, știm deja profilul următorilor criminali. Acaristani Nationals, sub 30 de ani, nu au voie să intre în țară. Cineva din Acaristan și Ana are sub 30 de ani, ok? N-are voie în țară. Asta a rămas la fel. Avem următorii criminali. Missing Bumper, United Rally să fie din zona aia, șofer de 53 de ani, mașină roșie, cargo listul să fie fake, deci trebuie să verificăm cargo listul și GZM. Ok. Dăm puțin documentele. Ești din Acaristan tu și probabil are sub 30 de ani. Deci n-are voie să intre pe entry regulations.
Ok. Ăsta e în regulă. Trebuie să începem să verificăm... vezi unde mă păcălea șobolanis? Ok. Bun, 6,2 tone. Ceva e suspect la asta. Ceva e suspect, greutatea e prea mare. Ia să ne uităm și ne puțin pe aici. De ce e greutatea atât de mare? Când toate astea ar trebui să fie contrabandă, sau? Bun, hai mai întâi să le numărăm pe toate. Cred că n-a mai fost zona asta așa plină. Mamă, câte am scris aici. Bun. Pare ok. Am și amețit. Da. Vă vine să credeți că e ok din toate alea? Da. Pune și tu alea la loc. A avut totul în regulă, bă. N-am ce să-i zic. Deci n-ai ce să-i zici. Să fi avut ăsta pe aici? Na, nu, n-are contrabandă. Chiar nu cred că are contrabandă. Nu arată nici ca în poză. Bă, dar ăsta le are pe toate, mă. DJX, ok. 8803HB. Da, numărul e greșit. Cred că a vrut să ne pun aici cât mai multe chestii. Bun. Am mai verificat astea că nu mai știu. 16 aprilie. E greșit. Aici e bine. Na, lista aia trebuie să fie greșită. Gas range 3. Chemical agents 1. Refrigerator 2. Soap 1. Fertilizer 17. Toilet 1. Mamă, chiar e bine lista. Deci chiar e bine. Mai facem o inspecție așa generală. Bun. N-ai voie. Te întorci. Ăla are parbrizul spart. Să-mi crezi ce era neregulă la ăsta, că aveam multe... Cine mai e fratele lui Geamonit? A venit același. Perfect! L-am prins cu tot. Bă, deja am uitat astea. Missing bumper, nu. United Rally, da. Te invităm jos. Este șansa ta. Era o emisiune când era mai mic. Felicitări. Da mala. Trebuie să-i arestezi prima oară că dacă... Ok, nu-l dădeam jos și dacă... Îi atacam roata din prima, omul fugea. Știi ce zic? Dacă el era la volan și eu făceam asta așa... am uitat să iau... Mamă... Am uitat, bă, să iau unelte, am lăsat alea. Las că ne ducem, dacă întâmpinăm probleme. Ok... Da, astea nu trebuie numărate. Uneori animalele sunt fake, sunt făcute așa din porțelan. Mai căutăm, dar nici nu știu la ce mai îmi trebuie bani, sincer, în jocul ăsta. Mamă, toporul nu mai duce. Nu mai duce toporul. No worries. Am luat mai multe data trecută, parcă și de aia. Mamă, cărat țigări, asta e ceva old school, cred. Contrabandă cu țigări. Uite, mă, un filtru de aer. Mamă! Cred că de-aia mă păcălea pe mine. Poate erau unele mașini unde era în ambele părți, sau?
Bă, nu-mi dau seama pe unde mai poate să fie. Nu m-am uitat înăuntru. Bun, cred că ne ajunge momentan. Îl chemăm pe ăsta să debaraseze. Covariș! Mai aveam right front tire. Behind the passenger seat. Behind the passenger? Habar n-am cum, adică spatele pasagerului, chiar n-am idee. Vreau apă stamp pentru inventar, aia e problema. Doar țigări care au stamp. Bun, ne-a ieșit unul de pe listă. Avem missing bumper, nu. Mașină roșie, nu. Gâzâmâie, nu. Cargo listul fake și 53 de ani. Ok, Acaristan. Ok. Bun, hai să începem atunci. Eliznovikov, da, e bine numele. Codulețul e bine. 22 octombrie e bine, 23 august. În regulă. Ștampila în regulă. Azar V, asta nu știu ce mașină e. Da. E în regulă. E în regulă și greutatea. Bun. Acaristan arată într-adevăr ca în poză. Passportul am verificat, parcă da, da. Ciment și toate cele. Poate să intre, că e din Acaristan, dar trebuie să aibă sub 30 de ani ca să nu intre. Hai să verificăm toată chestiunea de aici. Ok. Deși nu cred că are contrabandă. Pare clean. Da, pare în regulă. Ahvaduro, du-le la loc. Bine, de fapt și ceva. Noi avem destul de mulți bani, cred că putem să-l chemăm pe la lejer la noi să cumpărăm proviziile. Nu cred că ne mai bate în capul. Adică suntem chiar ok pe bani. Mă, ce se întâmplă? Man, there's nothing illegal here. El zice că nu e nimic ilegal. Îl credem, ce să mai. Bun, bă, am verificat mașina, am verificat gas range 2, cheese crate 3, cement 5, ăsta 2. Bă, pare în regulă, adică nu știu ce să-i găsesc eu lui la mașină. Oglinzile le are, pană nu are. Da, pare în regulă, nu știu ce să zic. Nu știu, pare ok să fie ăsta criminal. Cred că uneori mai trebuie să și treacă ăștia. Mașina roșie zice că trebuie să fie de contrabandă. Perfect inspection. Începem să avem destul de multe, perfect. Perfect. Bun. Așa, arăți că am poză. Ești din Acaristan, clar ai sub, peste 30 de ani. Are sub 30 de ani ăsta? Entry regulation, n-ai cum să intri. Ok. E în regulă. Ștampila ieșea la locul ei. Grazduc. Ok. După faruri, îți dai seama, e în regulă. 4 tone, 190 de kg. În regulă. MMI 1845, parcă, XC. În regulă. Acaristan, în regulă. Codul e bine, 3 mai... Nu, pardon. 1 octombrie.
E bine, 3 ianuarie e bine. Am mai verificat parcă. Verific de mai multe ori să fim safe. Mirosești timpul. Imaginează-ți să zic asta la vama, adică asta e jobul meu, ce are? Nu să irosesc timpul, dacă intră criminali în țară. Da, pare în regulă. Are dreptate omul. A da? Aros, covarișu. Aros, covariș. Păi ok, n-am ce să zic, nu-i găsesc nimic omului. Pană nu are, oglinzile le are, mașina e squeaky clean, e în regulă. Nu o să găsești nimic aici. Da, mai are dreptate omul. Da, te lăsăm să intri. Nu, stai că trebuie să dau din noi. Sunt nebunietan. Ok. N-are voie din cauza că are sub 30 de ani. Și e din Acaristan. Și e posibil să fie criminal. Nu știu cum au asociat ei, dar... au asociat cu atacul din guvern. Mamă, ce are bă ăsta pe mașină? Asta pare că vrea să fugă. Why are you doing this? Atenție! Perfect inspection. Perfect. Episodul ăsta trebuie să fie intitulat Perfect. Deja nu intri. Aja 1088 pe Y. Ok, e greșit registration number. Zaved. E bine. Codul și el greșit. Stai, mi-a luat codul greșit, nu? Că am dat skip cam repede. Da, 13 noiembrie 1981 e bine. 20 mai e bine. Mamă, Al-Barah, ok. Credeam că e altă zonă. Greșit peste tot, fratello. N-are cargo la el și zice că e din turism. Asta era cu Acaristan, nu cu Al-Barah. Deci da. Deci ce ăsta criminal? Gen, ce are? Missing bumper nu are. Red nu e. GZM nu are. Cargo list. Ăsta ar fi singurul lucru, forged document, dar nu are cargo list deloc el. Really, nu-mi dau seama de ce e criminal. Poate nu e de pe lista aia, să vedem. Că ține minte listele. Ok. Corect arest, criminal arrested. Ah, avea 53 de ani, mă! Am și uitat de chestia aia. Wow. Mamă, fii atent, avea odată în portbagaj. What? Băi, ești nebun? Ăsta avea tot pachetul ăla, uite-te și tu. Holy smokes. Ălea le lăsăm acolo, că rămân pe jos. Mamă, tot pachetul, fraților. Under the dashboard, zicea odată. Ce, acolo sau? Da, nu știu unde mai are, stai să vedem ea. At Maduro. Curăță mașina. That's all for the day.
V-am zis că alea nu le curățăm. La motor, am uitat, bă, la motor, așa e. Am uitat. Nu, stai să transferăm toate astea. Bă, pare că aș fi adăugat un buton de transferă contrabanda doar, știi? Să-i dai direct transfer. Ce ziceți, ar fi o idee rea? Adică nu e un proces... Da, de fapt nu, știi ceva? Cred că e mai satisfăcător să dai tu separat contrabanda, știi? Decât să ai un buton să o transfere pe toată. Dar n-ar merge un buton de genul. Pac, transfer și bum. Transfera doar contrabanda, bun. Mai avem un pistol noi. De ce avem două pistoale? Nici măcar nu știu. Ok. Bă, a fost o zi bună. Am prins vreo doi criminali, parcă? Ia să-i vedem. Oare îi vedem de afară? Ai, văd de aici, lol. Fraților, ce zon? Tare. Mișto jocul. Mai avem oficial 3 nopți. Deci ne apropiem de final. Episodul următor e ultimul. Asta a fost ziua 27. Urmează 28, 29 și la 30 se încheie jocul. Să mă întind și eu că m-am jucat vreo oră și ceva. Bun. Băieții, ne oprim aici. Dacă v-a plăcut, like și ne pregătim de ultimul episod să încheiem și seria asta nebună, da? Vă mulțumesc pentru atenție, încă o dată, ne vedem la viitoare. Pooo!